Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Pentru că societatea, începând de la vârful piramidei și până jos, a ajuns la un blocaj intelectual și de bun simț, vă propun o infuzie de afirmații ce au schimbat lumea. Printre discursurile care au marcat lumea se regăsește și discursul prezidențial inaugural din 4 martie 1801 al lui Thomas Jefferson. Născut în Virginia, Thomas Jefferson nu a fost un orator prin excelență. Mai mult, a dezvoltat chiar o repulsie de a vorbi public, însă nu i-a afectat în niciun fel cariera politică, de vreme ce în 1801 a fost ales drept al 3-lea președinte al Statelor Unite. Cu această ocazie a rostit o cuvântare memorabilă. În polemicile aprinse prezente și în lupta pentru putere, caracterul inteligent al discursului rostit de Jefferson are relevanță. Iată câteva afirmații din discursul său. 1. Doar o diferență de opinie nu este o diferență de principii. 2. Justiție corectă și egală pentru toți oamenii, indiferent de stare, convingere, confesiune religioasă, ori opțiune politică. 3. Când voi avea dreptate, se va întâmpla adesea ca aceia ale căror poziții nu le permit o viziune globală a întregului să considere că eu am greșit. 4. Am învățat să mă aștept că rareori să se întâmple ca un om, imperfect cum este, să ajungă să-și încheie mandatul beneficiind încă de reputația și favoarea de care s-a bucurat când l-a preluat. 5. Bizuindu-mă așadar pe sprijinul bunăvoinței voastre, mă îndrept cu supunere spre muncă, fiind pregătit însă să mă retrag din funcție oricând veți fi ajuns la concluzia că în puterea voastră stă o alegere cu mult mai bună. Transparența discursului rostit de Jefferson descoperă un om învățat să gândească liber, să vorbească liber și să scrie ce a gândit. Totodată, simplitatea limbajului oferă elocvență. Cu astfel de lideri, nici societatea nu poate arăta altfel. Jefferson și-a compus propriul epitaf pentru piatra de mormânt. Aici este îngropat Thomas Jefferson, autor al Declarației de Independență a Americii, al Statutului Libertății Religioase în Virginia și părinte al Universității Statului Virginia. Asigură-te că nu trăiești o viață fără folos. De asemenea, renunță la ideea, după mine, potopul. Trăiește o viață relevantă pentru prezent și viitor, atât pentru tine, cât și pentru generațiile care vor urma după tine. Biblia afirmă, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Pe curând!